Gora, deci dată la 4 mai 2013. Vă dau o explicație. Au apărut acum proaspăt, Vasile Buric din Jireala Ciocan. A murit soția și a rămas el cu doi copii. Deci au avut la tutelă, deci tot acum trebuie să votați și îi permitem tutela la cei doi copii, copii mici. Trebuie să alocați o sumă oarecare pentru mormântare și tutela să o iei, el nu lucrează nicăieri. Și copiii trebuie să-i părinți, de atât au apărut de urgență, azi trebuie să o primim bătări. El pe tutelă primește acolo, pentru că o sumă de ei. 1500 de lei. Cât? Rău-vă-tați. Asta și... Deci, tine, iată o întrebare cu tutela copilul. Nu îi splătește, de când nu-i splătește tutela și copiii și ei întreține, se întreține de atunci. Dați-mi voi, vă rog. Rog să ne-am rugat decizia numărul 0308 din 8 iulie 2005 privire la examinarea cererilor astea. Deoarece tutoria a fost numită Levinte Feodora și ne e decedat la 4 mai. Adică soția a decedat și să abrogăm decizia ca să nu mai fie ne tutori. Și totodată roagă să permitem să fie dumnealui tutori asupra nepoatelor. Da. Da, chitar, da. Nu știu, dar sunt la cine la stat, la Ministerul Social. Eu propun, de exemplu, și mă repartim. Vă rog, mă 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 rog